ridicăm în picioare și haideți să ascultăm un pasaj din Scriptură, din Epistola Apostolului Pavel către cei din Roma, din capitolul 12, începând cu versetul 9, unde cuvântul Domnului spune astfel: dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință fiți fără prege, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, aveți același simțiminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. Amin. Ocupați loc. Am înțeles că în seara aceasta nu sunt prieteni în locul acesta și de aceea m-am gândit să vorbesc despre caracteristici ale copilului lui Dumnezeu. Dacă suntem în seara aceasta aici care am încheiat un legământ cu Domnul, care am spus că îl vom sluji pe Dumnezeu întreaga noastră viață, se pune întrebarea: ce trebuie să facem noi când ne adunăm într-un loc așa acesta? Și Apostolul Pavel, când călătorea și a ajuns în Corint, în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26, spune așa: ce este de făcut, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Aș vrea să înțelegem că dacă noi am venit în seara aceasta aici, am venit pentru că vrem să ne zidim sufletește. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea psalmilor, în psalmul 119, strâng cuvântul tău unde? În inima mea, cu un scop, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Aș vrea să înțelegem că în cuvântul acesta lui Dumnezeu există o putere. Nu la voia întâmplării, Apostolul Pavel, când era în Roma, le spunea celor din Roma, în Roman, capitolul 1, versetul 16, căci mie, zice, ca un apostol al neamurilor, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Adică deopotrivă, atât pentru iudei, cât și pentru neamuri, în cuvântul lui Dumnezeu există putere de mântuire. Și aș vrea ca în seara aceasta să înțelegem că puterea aceasta de mântuire este pentru cei care au încheiat legământ cu Domnul și este și pentru cei care n-au încheiat legământ cu Domnul, ca să-i transforme cuvântul lui Dumnezeu și să-i aducă la pocăință. Amin. De multe ori când avem semn de evanghelizare, privim și ne uităm în sală. Și zicem, sala este goală. Vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu deopotrivă vorbește celor care suntem întorși la Dumnezeu, pentru că mai avem nevoie să ne pocăim. Amin. Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, în capitolul 15, sunt prezentate acolo trei pilde. Și spune cuvântul Domnului în prima pildă că acolo s-au adunat atât cărturari cât și vameși și unii dintre ei s-au adunat cu un scop: să-L asculte pe Iisus Hristos. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului cu privire la aceștia. Luca, capitolul 15, vreau să vă citesc începând cu versetul 1. Spune așa: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Dar printre ei se adunau și farisei și cărturarii. Versetul 2. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Domnul Iisus Hristos, întrucât le cunoștea gândul și a vameșilor și a păcătoșilor care veneau acolo să-L asculte, să primească iertare și mântuire, și cunoștea și gândul fariseilor și cărturarilor care cârteau și ziceau: ăsta este Fiul lui Dumnezeu. Dar de ce primește pe vameși și pe păcătoși? Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune pilda. Dar El i-a spus pilda aceasta. Și ascultați: care om dintre voi, dacă are 100 de oi, spune, și pierde pe una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 pe islas și se duce și o caută pe cea pierdută? După ce o găsește, spune că o ia, o duce în turmă, și îmi place aici versetul acesta, spune așa: și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii și le zice: bucurați-vă împreună cu mine,
căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și ascultați ce spune. Le-a spus pilda aceasta și în încheierea pildele spune așa. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Adică le spune, este bucurie în cer pentru un păcătos din acesta neînsemnat care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Aici pierderea era de 1%. După aceea, dacă vă uitați, le spune mai departe pilda cu femeia cu cei 10 bănuți. Și aici pierderea este de 1-10. Și ascultați ce încheie și aici când le spune că după ce găsește, după ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei, versetul 9, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Și din nou vine și repete versetul 10, Domnul Iisus Hristos, după ce încheie pilda, le spune acestor farisei și cărturari, cât și vameșilor și păcătoșilor, așa, tot așa, vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Vedeți? Chiar atunci când a fost pierderea de 1-10, când a fost pierderea de 1%, și spune că Domnul Iisus Hristos i-a făcut să înțeleagă pe farisei și cărturari că se duce și caută ce era pierdut. Și după aceea urmează pilda fiului risipitor, o pildă arhicunoscută de către noi ca și copii ale Dumnezeu. Și aici ne spunem pierderea e 50%. Eu vreau să vă spun pilda aceasta, am citit-o de foarte multe ori. Aici pierderea este de 100%. Pentru că atât fiul acela care a luat partea de avere a tatălui său și s-a dus și a risipit-o, a fost pierdut. Și cuvântul Domnului spune că tatăl, nu numai că i-a împărțit lui averea, spune că le-a împărțit averea și la unul și la celălalt. Vă spuneți ce spune cuvântul Domnului. Cel mai tânăr din ea a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl zice, le-a împărțit averea. Adică la amândoi a dat partea care îi se cuvine. Unul dintre ei a luat averea lui și s-a dus în lumea largă, a cheltuit-o cu femeile destrăbate și a făcut ce a vrut cu ea. Dar găsim pe celălalt fiu, care a rămas în casă. Dar vreau să vă întreb, fiul acesta care a rămas în casă, în momentul când s-a întors fratele lui în casă, el a fost bucuros? Haideți să citim versetul 28. Spune versetul 28 din Luca 15 astfel. El s-a întărătat de mânie. Cum, fiul care a rămas în casă? Da. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Când a auzit că fratele lui, care era pierdut, care a avut un moment când și-a venit în fine și s-a întors în casa tatălui, a zis, acest fiu al tău, a risipit nu fratele meu, acest fiu al tău a zis de tată. Și omul acesta vrea să vă spun că era pierdut, dar era pierdut în casă. Și spune cuvântul Domnului, tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre în casă. Și vine și explicația și spune, dar el greu răspuns a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, zice versetul acesta, versetul 30, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Și ascultați ce îi spune tatăl. Pentru că tatăl iubea pe amândoi fiii, pentru că amândoi erau pierduți. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru acest frate al tău, zice el, care era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Și acest frate al tău s-a întors la tine, nu ca tu să te întristezi, ci ca tu să te bucuri. Vedeți, poți să fii pierdut în afară, poți să fii pierdut în casă. Totul este ca să te întorci la Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu se poate să ai mântuire fără să fii întors la Domnul Iisus Hristos. Și aș dori ca din pasajul acesta din Romani să am cele patru caracteristici care vreau să vi le spun de la început, care trebuie să-L caracterizeze pe un copil al lui Dumnezeu. Dacă noi credem în puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să credem că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne ține pe cale, ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu pentru că vrem să rămânem pe calea aceasta până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că dacă la un moment dat nu te mai hrănești din cuvântul acesta, vreau să vă întreb, în momentul în care Avram a izgonit-o pe Agar, care
Era în casă, n-a mai putut să o țin acolo pentru că a avut probleme cu Sara. I-a dat acel burduf cu apă, i-a pus merindia și a dat drumul în pustie. Când s-a terminat apa din burduf și când s-a terminat merindia, ce a zis femeia aceasta? S-au terminat acestea și acum mor de foame. Vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual noi, când nu ne mai hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, murim de foame. Așa după cum trupul acesta când nu-l hrănești moare din punct de vedere fizic, vreau să vă spun că și omul nostru spiritual, dacă nu-l mai hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, moare. De aceea spune că în cuvântul acesta este o hrană pentru copiii lui Dumnezeu. Și aș dori să vedem noi, care suntem în casa Domnului, dacă avem caracteristicile copiilor lui Dumnezeu. Și aici spune așa, prima este dragostea. Asta așa, dragostea să fie fără prevecătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Mai mult, versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Aș vrea să vedem noi ca și copii al lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe Dumnezeu. Am avut momentul acela când ne-am întâlnit cu El. Am făcut acea mărturisire că noi îl vom sluji întreaga viață. Am încheiat legământ cu Domnul. Și acum în viața aceasta cotidiană, în viața de zi cu zi, să dă examenul nostru dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă dragoste. Vă spune cineva, eu pot să iubesc pe toți frații din biserică. Și la nivelul acesta declarativ, suntem specialiști. Vreau să vă spun că atunci când te întreabă cineva, eu n-am cu niciunul nimic. Fraților, vă iubesc pe toți, a zis cineva. A fost recent acum la o conferință și a întrebat cineva, uite, se vorbește acum despre slujba aceasta împăcării. Și a zis, uite, care este problema? Cum putem noi să ne relaționăm unul la celălalt? Cum putem să ne iubim, să ne acceptăm în dragostea lui Hristos? Și a zis, eu, fraților, n-am cu niciunul din voi nimic. Vă iubesc pe toți. Este foarte ușor. Vreau să vă spun că dragostea adevărată se vede în atitudinea ta față de cel care este fratele tău, față de cel care este aproapele tău în momentele critice dintre voi doi. În momentele critice, în momentele acelea când apar probleme, atunci se vede adevărata dragoste pe care o manifestă ceva de celălalt. Și ați putea să spune cuvântul Domnului. Spune așa versetul 11. Spune și aceasta din capitolul 13. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Versetul 12, este așa. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și ascultați versetul 13. Să trăim frumos, zice, ca în timpul zilei, nu în chefuri, în beții, nu în curviși și în alte fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Acum vreau să vă întreb. Dacă eu, ca și un copil al lui Dumnezeu, manifest dragoste față de cei care sunt împreună cu mine, mădulare în trupul lui Hristos, sunt frați și surori, cum pot eu să mă comport în viața aceasta socială? Cum pot să mă manifest eu decât trăind ca un copil al lui Dumnezeu în lumina lui Dumnezeu? Am fost zilele trecute la spital, la un frate, nu este din biserica noastră, și când am ajuns acolo, a venit o asistentă înăuntru. Eu am rămas mirat, l-a privit așa, era un frate are 70 și ceva de ani. S-a uitat spre el și a zis, ți-am spus să nu te mai ridici de acolo, să stai în pat, că de aceea ți-e rău, zice către el. Și omul acesta, în serenitatea lui, s-a uitat și a zis, doamna asistentă, dar nu pot să stau acolo întins când a venit la mine fratele meu, a zis. Și atunci asistenta, cu un fel de ironie, s-a privit spre el, auzi, lasă-mă că de când ai venit aici, tu ai o grămadă de frați, a zis către el. Am stat și m-am uitat puțin spre ea și a zis, doamna asistentă, nu vă supărați, îmi dați voie să vă pun o întrebare. A zis, da. Dumneavoastră, îl numiți pe Dumnezeu Tată sau îl recunoașteți pe Dumnezeu de Tată? Și a zis, da. Și dacă Dumnezeu vă este Tată și la dumneavoastră, și la mine, și la fratele Simon, atunci ce suntem noi unul în relația cu celălalt? Și știți ce a zis femeia aceea? Lăsați-mă în pace și a ieșit pe ușa afară. Vedeți, oamenilor le este greu să recunoască că Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi, în relația aceasta unul cu celălalt, trebuie să ne comportăm ca frați. Adică să manifestăm dragostea frățească despre care vorbește aici Apostolul Pavel la cei din Roma.
Și cuvântul Domnului este acela care ne vorbește despre această dragoste cu un scop. Ca noi să fim aceia să o aplicăm în viața de zi cu zi. M-am uitat zilele trecute ce spunea Evanghelistul Matei în capitolul 5 cu versetul 23. Și vreau să vă citesc versetul acesta deoarece ne vorbește despre relația aceasta care trebuie să o avem noi unul cu celălalt. Uitați-vă ce spune Matei, capitolul 5, versetul 23. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Tu n-ai nimic. Fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Păi dacă eu manifest dragoste față de fratele meu, în momentul în care eu n-am făcut nimic, dar el știu că are ceva împotriva mea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ai venit să-ți aduci darul la altar. Adică mergeau în vechime oamenii la templu, duceau darul acolo la altar. Și în momentul în care ducea darul la altar, îi spune cuvântul lui Dumnezeu că lasă-ți darul acolo. Du-te întâi, rezolvă-ți problema ta cu fratele tău. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele tău, vino și adu-ți darul. Dar de ce? Dacă vrei ca jertfa ta să fie primită. Și nu se poate. Noi credem că în viața aceasta putem să îl înșelăm pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne cunoaște gândurile noastre, ne cunoaște trăirile noastre, ne cunoaște atitudinile noastre și dorește ca noi să putem să manifestăm dragoste adevărată în relația noastră unul cu celălalt. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când venim să ne aducem darul, adică venim la casa Domnului, venim să ne închinăm lui Dumnezeu, nu putem să venim oricum, ci trebuie să ne rezolvăm problema aceasta noastră pe orizontală. Noi, în general, zicem, eu am o relație bună cu Dumnezeu. Eu am o relație bună cu Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Nu se poate să ai o relație bună cu Dumnezeu și să ai o relație rea cu frații tăi. Nu se poate. Pentru că cine spune că iubește pe Dumnezeu și ce face? Urăște pe fratele său este un mincinos. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că una din caracteristicile copilului lui Dumnezeu este dragostea frățească. Și dacă vrem să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu și să nu ne înșelăm unul pe celălalt, Dumnezeu să ne dea adevărata dragoste. Amin. O găsiți în 1 Corinteni, în capitolul 13. Dacă vă uitați acolo unde este capitolul dragostei, putem să vedem ce este dragostea aceasta în esență. Și vreau să vă citesc doar câteva versete de aici. Spune versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umple de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va peri niciodată. Dragostea aceasta care vine din Dumnezeu, vreau să vă spun, te duce la Dumnezeu. De aceea aș dori ca noi să avem această dragoste în unul fiecare dintre noi. Este una din caracteristicile despre care se vorbește mult. Dar vreau să vă spun, noi trebuie să o avem în viața de zi cu zi și să o arătăm în momentele critice din viața noastră. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului la dragostea aceasta care vine de la Dumnezeu, se pune o mare întrebare. Dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu facem declarația aceasta publică că avem dragoste față de unul care este fratele nostru sau este aproapele nostru și în momentele acelea când trecem prin examenul vieții nu putem să arătăm aceasta. Oare există această dragoste noi? Vreau să spun că nu există. Dacă nu trecem examenele acestea critice din viața aceasta cotidiană, noi atunci înseamnă că am căzut și mai avem încă o soluție. Ca Dumnezeu să ne ridice iară și să ne dea din dragostea Lui. Să putem să ne acceptăm în dragostea aceasta care este din Dumnezeu. Și aș dori ca peste toți cei care, vedeți, sunteți aici o mână de frați și de surori. Parcă de multe ori îți este greu când vezi o biserică mare să zici, no, ăștia oare să iubesc toți după celălalt. Este greu să cuminți, dar când este o grupare mai restrânsă, această atitudine, această caracteristică a copilului Dumnezeu trebuie să se vadă. Și aș vrea ca Dumnezeu să vă dea din dragostea Lui. Amin. Și să trăiți ca și niște copii al lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl prezintă cuvântul Domnului aici spune așa, deci dragostea, după dragoste zice așa, bucurați-vă în nădejde. Deci al doilea lucru este bucurie în nădejde. Acum, ce bucurie să tot aibă copiii lui Dumnezeu?
Se pune una din întrebările aceste, ce bucurie, vă adunați voi acolo la biserică, ce bucurie toți aveți? Vreau să vă spun că cea mai mare bucurie pentru copiii lui Dumnezeu este că Iisus Hristos i-a mântuit. Și aceasta este bucuria în nădejde. Bucuria în nădejde aceasta că cel care a venit în lumea aceasta, cel care a murit pentru păcatul nostru, cel care a fost răstignit la Golgota, a luat păcatul omenirii, el a fost acela care s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și noi avem o nădejde că el va reveni iară și va lua pe cei ce sunt al lui să fie cu el în slavă. Cuvântul acesta îl găsiți dacă uitați în Evanghelia după Matei la capitolul 24. Este momentul acela când le vorbește despre dărâmarea Ierusalimului ucenicilor și cuvântul Domnului spune că la ieșirea din templu, adică Domnul Iisus Hristos ieșea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate, se arate clădirea templului, adică a ieșit din templu și a arătat, de ce clădirea avem aici, templul, ne vine și ne închidă. Și atunci le vorbește că aici nu va rămâne piatră pe piatră. Și ascultați din versetul 3. El așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și au zis, spune-ne, când o se vor întâmpla aceste lucruri? Adică când vor fi vremurile când se vor întâmpla? Și ascultați, Domnul Iisus Hristos le răspunde într-un mod tainic. Și zice așa, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii și îi întreabă când va fi venirea ta și semnul sfârșitului. Și în momentul acela Domnul Iisus Hristos, începând cu versetul 4, le spune așa, drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vezi de războaie. Vedeți să nu vă spământați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. După aceea spune, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciung. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și vine și continuă Domnul Iisus Hristos și le spune ucenicilor, care va fi vremea sfârșitului? După aceea vine și spune, atunci mulți vor cădea, versetul 10, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. De aceea vă spuneam că una din caracteristicile copiilor lui Dumnezeu este dragostea. Iar aici vine și spune că oamenii se vor urî unii pe alții în vremurile acelea din urmă. Se vor scura mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțimii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar ascultați-vă bine, este dragostea nu la toți, celor mai mulți. Și aș dori ca să facem parte din cei puțini, care să rămâne cu dragoste. Amin. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și bine, și în versetul 14, e așa Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci le spuneam ucenicilor că ei trebuie să rămână în nădejdea aceasta. Că el se duce la Tatăl, dar el este acela care va reveni înapoi. Și copiii lui Dumnezeu trebuie să se bucure în nădejdea aceasta a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea când avem prilejul, venim în locul acesta de închinare, ne închinăm lui Dumnezeu, ne rugăm, îl lăudăm prin cântare, ne ațintim privirile în cuvântul lui Dumnezeu, ne lăsăm prelucrați de cuvântul lui Dumnezeu, îl strângem în inimă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem bucuria nădejdii întâlnirii noastre cu Iisus Hristos. Și caracteristica aceasta a bucuriei nădejdii este pentru copiii lui Dumnezeu. Aș dori ca toți care am pornit pe drumul acesta al pocăinței să trăim bucuria nădejdii revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și bucuria aceasta a nădejdii o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Mulți vor spune, dar cum să te bucuri când treci prin necazuri, treci prin probleme, viața aceasta socială îți oferă de multe ori lucruri neplăcute, cum poți să te bucuri? Ascultați-mă bine, nu v-am spus să vă bucurați de faptul că vă vin necazurile, dar bucurați-vă că în necazuri aveți pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Aceasta este nădejdea copilului lui Dumnezeu. Bucurați-vă în nădejdea că Iisus Hristos este Domnul. După aceea, cuvântul Domnului vine și ne spune că al treilea lucru copilul lui Dumnezeu trebuie să fie răbdător în necaz. M-am gândit aici,
Există un exemplu din Scriptură și mi se pare tare frumos exemplul lui Iov. Iov a fost acela care, în momentele în care a trecut prin necaz, a știut să manifeste răbdare în necaz. Dacă vă uitați în cartea Iov și ne uităm în partea de la început, când au venit, spune că țara Uț era acel om care se numea Iov, omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău, adică făcea voia lui Dumnezeu. Și marea întrebare pe care o punem noi, omul acesta care era plăcut lui Dumnezeu, de ce a trebuit să treacă prin necaz? Și nu găsim o explicație noi ca oameni, dar găsim un lucru, că în necaz Dumnezeu a fost cu el. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, când au venit solii și au adus toate vestile acestea, prima dată că averea lui s-a dus, după aceea că fiii lui au fost omorâți. Omul acesta, în versetul 20, spune așa, și a zis, gol am ieșit din pântecele cele mame mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a știut să manifeste răbdare în necaz. Și dacă vă uitați, a venit influențele chiar din partea soției, capitolul 2, dacă vă uitați versetul 10. Și Iov și atunci, datorită faptului că a știut să manifeste răbdare în necaz, spune așa, Iov, capitolul 2, versetul 10, dar Iov a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Deci, modelul nostru de răbdare în necaz, în probleme, este Iov. Și dacă vă uitați, datorită faptului că a știut să manifeste această răbdare în necaz, îl găsiți pe Iov în capitolul 42, când în versetul 5 spune așa, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine, zice, și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Cum? Tu, Iov? Tu care ai știut să înduri și să repți necazul și durerea prin care ai trecut, când s-a raportat la Dumnezeu, a văzut că El nu este decât o țărână păcătoasă. Aș vrea ca noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, în viața aceasta cotidiană, când avem necazuri, avem probleme, să nu uităm un lucru, că Cel care ne ajută și Cel care ne cheamă când trecem prin necaz și prin probleme, este Iisus Hristos, Domnul. De aceea, în Matei, capitolul 11, versetul 28, Domnul Iisus Hristos a spus așa, veniți la mine cât? Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da? Odihnă. Singurul care cheamă trudiți și împovărații este Iisus Hristos, Domnul. Pentru că El este acela care poate să ne dea răbdare în necaz. Nu toate necazurile noi putem să ne le explicăm de ce vin. Nu toate problemele care vin în viața noastră găsim o explicație pentru ele. De multe ori avem întrebări pe care ne le punem și nu găsim răspunsuri la ele. De ce se întâmplă așa? De ce pleacă copiii de mici? De ce pleacă tineri? Nu știm de ce așa. Cât o poți de pocăit? Nu știm de ce așa. Dar știm un lucru. Că voia lui Dumnezeu se face cu copiii lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea ca noi, în necazurile care se vor abate în viața noastră, să ne rugăm ca Domnul să ne dea răbdare în necazuri. Amin. După aceea cuvântul Domnului spune că copiii lui Dumnezeu trebuie să fie aceia care să stăruiască rugăciune. Rugăciunea este definită de mulți ca și o respirație a sufletului. Acum se pune întrebarea, de ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu? Dar nu cunoaște Dumnezeu, ne știe pe fiecare parte, ne cunoaște gândurile, ne cunoaște nevoile noastre. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne spune că noi trebuie să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă întreb dacă Domnul Iisus Hristos a rugat. Spune cuvântul Domnului că seara se retrăgea în munte și se ruga. Și noi învățăm de la El și aș vrea ca noi să fim niște oameni ai rugăciuni. Amin. Pentru că dacă vă uitați în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, chiar atunci când nu vezi nicio soluție și te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care dă soluție. Aș vrea să vă dau un exemplu, un singur exemplu din Cartea Împăraților, îl găsim acolo pe Ilie. Dacă vă uitați în Unul Împărați, în capitolul 18, îl găsim pe omul lui Dumnezeu acolo pe Ilie, care era, dacă vreți, după un succes în acesta spiritual, când a avut acea lucrare cu preoții lui Baal. Când a cerut ca să se arete Dumnezeul adevărat prin Cel care va prinde jertfa de pe altar. Și îl găsim după acele momente că El este acela care se roagă lui Dumnezeu
Și zice că în capitolul 8, versetul 36, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a pogorât și a zis: Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că Eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Și versetul 37, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Versetul 38, atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. La rugăciunea omului lui Dumnezeu s-a pogorât foc din ce și a prins jertfa. Și după ce trece episodul acesta din viața lui Ilie, îl găsim pe omul lui Dumnezeu Ilie că nu se oprește în rugăciune. Și dacă citiți după aceea, versetul 41 spune că apoi Ilie a zis lui Ahab, era momentul acela când el a oprit, la rugăciunea lui Ilie s-a oprit ploaia: suie-te și mănâncă și bea, căci s-aude vuie de ploaie. Dar nu era nimic. Și omul lui Dumnezeu Ilie îi spune lui Ahab lucrul acesta. Și ascultea ce spune cuvântul Domnului pe aceea, versetul 43. Și a zis slujitorului său: suie-te și uite-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: nu este nimic. Din nou a venit și a spus, Ilie se ruga. Și îi spune slujitorul, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A perseverat Ilie rugăciunea acolo cu capul între mâinile lui. Și s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să trimită ploaie. Și ascultați să spune cuvântul Domnului. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor de mare, cât o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, în hamă și pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia. El credea că Dumnezeu trimite ploaie la rugăciunea lui. Și vreau să vă întreb dacă a insistat în rugăciune după voia lui Dumnezeu. A ascultat Dumnezeu rugăciunea lui Ilie. Vreau să vă spun că în viața aceasta de copil al lui Dumnezeu, trebuie să știm să insistăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mulți spun, dar de ce să te rogi? Ascultați-vă bine, spune, dar Pavel la un moment dat s-a rugat și s-a oprit. Dacă Domnul îți vorbește să nu te mai rogi, nu te mai ruga. Dar dacă nu îți vorbește Domnul, continuă să te rogi pentru lucrul respectiv, ca Domnul să lucreze. Lui Pavel ți-a spus că te-ai rugat și a spus așa, harul meu ți este de ajuns, ți-a pus acesta zrăbunie, că ți-am lăsat harul meu, Pavele. Și atunci a încetat Pavel să se mai roage. Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să stăruim în rugăciune. Vă spune de acesta e pasaj din Vechiul Testament. Haideți să ne uităm în Noul Testament. Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, și aș vrea să ne uităm în capitolul 18. Aici cuvântul Domnului ne prezintă necesitatea aceasta stăruinței în rugăciune. Și din nou era o pildă, le spune și spune așa. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmași și să nu se lase. Să nu se lase, zice. El a zis într-o cetate, era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu fărâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă i-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu rășești, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi vă face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Deci le spunea Domnul Iisus Hristos, mă auziți ce zice judecătorul acesta nedrept? Și a ascultat. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că se movește în față de ei. Vreau să vă spun, Dumnezeu ascultă rugăciunea, amin, dar trebuie să stăruim în rugăciune. Și de aceea spune cuvântul Dumnezeu că noi trebuie să avem caracteristica aceasta a rugăciunii. În viața aceasta, vedeți, de multe ori sunt lucruri pe care nu ni le explicăm. De multe ori întâlnim tot felul de situații în care nu mai știm ce se face. Vreau să vă spun un lucru. Cel care poate să ne lumineze e Dumnezeu. Amin. Totul este ca noi să ne apropiem de El cu post și rugăciuni. Amin. Și de aceea spune în Epistola Sobornicească a lui Iacob, dacă vă uitați acolo în capitolul 5, despre
faptul că Ilie nu era ceva supranatural. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7, Ilie era un om supus același slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Iar dacă vă uitați în ceea ce privește rugăciunile după aceea pentru ceilalți, pentru bolnav, capitolul 15, rugăciunea făcută cu credință ce va face? Va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Și spune așa, mărturisiți-vă unii altora păcate și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci noi trebuie să fim oameni neprihăniți. Și atunci Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Aș vrea ca în seara aceasta să înțelegem noi care suntem în locul acesta. Că în calitatea aceasta pe care o avem de copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne ținem de biserica lui Dumnezeu. De locul în care se adună copiii lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai rupt legătura cu biserica, ai rupt legătura cu frații, vreau să spun că ți-ai pierdut dragostea frățească. Și aș dori ca toți care sunteți aici să vă mențineți dragostea frățească, pentru că fără dragoste suntem nimic. De aceea spune, dacă citiți tot Corintenul, 1 Corinteni capitolul 13, că poți să ai toate darurile, dar dacă n-ai dragoste, ești un chimbal zângănitor, o aramă sunătoare. Și aș dori ca Domnul să ne dea la toți să trăim în dragostea frățească. Amin. Amin. După aceea, nu uitați, bucurați-vă în nădejdea aceasta, chiar dacă sunt necazuri, sunt probleme pe pământul acesta. Noi trebuie să ne bucurăm în nădejdea aceasta că Iisus Hristos vine iar. Este acela care a lăsat făgăduința aceasta, mă duc la Tată. Mă duc să vă pregătesc un loc, un scop, ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorii mei. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, dacă citiți în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. El s-a dus la Tată să ne pregătească un loc. Dar pentru aceasta noi trebuie să fim dintre aceia care să ne bucurăm în nădejdea revenirii Domnului. Foarte mult se întristează. Dar vine Domnul iar, au zis că s-a constituit Uniunea Europeană, au zis că la Ierusalim s-au adunat acolo tot felul de lucruri, se zidește templu. Acum se va introduce acela cip 666. Cei ce sunt al lui Hristos să se bucure în nădejdea revenirii Domnului. El vine ea. Totul este ca noi să trăim o viață de neprihănire. Nu uitați, după aceea, fiți răbdători în necazuri, vor fi necazuri, probleme. Cel care ne dă putere să fim răbdători este Iisus Hristos Domnul. El a spus că ne-a luat în brațele, v-am purtat, vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Aceasta este dorința Domnului nostru Iisus Hristos. Nu ne-a luat pentru o vreme. El este acela care va fi cu noi până la capăt. Amin. Totul este ca noi să rămânem în voia Lui, să facem voia Lui și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea, dacă vrem să nu ne pierdem puterea, stăruiți în rugăciune. Există diversi oameni care spun că rugăciunea e bine să fie făcută, ba acolo, ba acolo. Rugați-vă neîncetat, spune cuvântul Domnului. Rugați-vă în orice loc. Și Domnul este acela care ascultă rugăciunea. Închinători adevărați, în dialogul acela care l-a avut Domnul Iisus cu Samaritean, a spus, bacă, unii spun că să ne închinăm pe munte. Unii spun că trebuie să ne închinăm în altă parte. Ascultați, închinători adevărați, să închine Tatălui cum? În Duh și în adevăr. Aș dori ca aici să fiți oameni slăbiți de puteri fizic. Domnul să vă îmbrace cu puterea de sus. Amin. Și să puteți să rămâneți în rugăciune. Aș vrea ca în încheiere să vă spun că în cuvântul acesta lui Dumnezeu există putere de transformare. Acum suntem noi, suntem cei care avem legământ cu Domnul. Dar vreau să vă spun că prin comportarea și trăirea noastră, Domnul poate să vorbească celor din satul acesta. Amin. Atunci când El ți-a nedreptățit pe tine și tu l-ai acceptat pentru că Dumnezeu este dragoste, l-ai câștigat pe El. Și va avea clipa cercetării pe care o va face Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra la inima lui. Amin. Vreau să vă spun că după 20 de ani m-am întâlnit săptămâna aceasta cu un om. Un om care a fost șef de promoție în facultate când a terminat. Un om care a avut funcții politice. Un om care la un moment dat a avut și funcții administrative. Nu-i de județul ăsta, din Bistrița Năsăud. Și într-una din seri, cu 3 zile înainte de a mă întâlni cu el, m-a sunat păstorul de la una din biserici din Maier, o biserică mare de câteva sute de membri, și mi-a zis: uite, vreau să-ți dau o veste, mă cunosc cu păstorul de acolo. Azi știi că omul respectiv s-a pocăit? Și am rămas rece. A simțit în glasul în care a răspuns și a zis: nu vrei să crezi? Uite, și el și nevasta lui s-au întors la Domnul, a zis către mine. Și am rămas puțin mirat. Știam că nu frecventa biserica, nici nu voia să vină la biserică.
Și mi-a zis să pocăi, dar mai mult decât atât. Citește cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și vine și mă întreabă. Vreau să trăiesc ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am subliniat, zice, toate lucrurile de aici și am văzut. Eu și asta am făcut-o, și asta am făcut-o, și asta am făcut-o. Și am zis, ce să fac cu ele? Și zice, eu ce să-i spun? Sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat. Tu, de acum înainte, du-te în pace și să nu mai păcătuiești. Și Domnul te iartă. Și omul acesta zice, mai mult decât atât, zice, vine cu soția și cântă în biserică. După câteva luni. Și m-am întâlnit cu el săptămâna trecută, m-a sunat, i-a luat drumul de telefon. Și când m-am întâlnit, după 20 de ani, eu știam că era împotriva celor care au un mod de manifestare asemănător cu al nostru, a zis, slăbit să fie Domnul, că mi s-a descoperit și mie, a zis. Nu mi-a vorbit într-un mod special, zice, dar în momentele grele din viața mea, am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am uitat și mi-a început să-mi dea nume din biserică. M-am uitat la cutare. Și am zis, dar și ăștia trec prin aceleași probleme. Dar nu-i văd așa pot să omorâți și a plecat spre problemele acestea ca și mine. Și atunci am înțeles un lucru. Că Dumnezeu este Cel care îți dă biruință să treci pe toate problemele. Și în momentul acela, zice, când am înțeles că există un Dumnezeu care te trece biruitor. Deci am zis că într-una din zile, zice, citeam în Biblie. Citeam, dar nu eram pocăit. Și m-am dus la soție și am zis pe nume, i-am zis soției, auzi, noi trebuie să ne pocăim, am zis către soție. Și zice, ce-au făcut niște ochi mari în bucătărie, așa s-a uitat la mine și au zis, păi măi, Lazare, tu ți-ai pierdut mințile? Am zis, și atunci omul a zis, pentru Hristos, da. Mi-am pierdut mintea pentru Hristos, pentru că vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu. Și are un patos și o dragoste ferbinte pentru toți cei care sunt întorși la Dumnezeu și am început să-i mai dau câteva nume. Și am mai dat câteva nume de oameni care, acum 20 de ani, ironizau cuvântul lui Dumnezeu. Și am dat oameni care veneau parcă în mod intenționat să vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus, și pe omul acela l-a transformat Dumnezeu. Și știți ce a zis către mine? Nu mă miră. Dacă m-a transformat pe mine, care am fost un păcătos și vă l-a putut, dăm numărul de telefon, i-am dat numărul de telefon. Și zice, am să-l sun să-i spun că și eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Deci, vedeți, Dumnezeu lucrează într-un mod în care noi nu înțelegem. Vedem că nu-i lume multă, nu știe. Omul acela acolo în casa lui, Dumnezeu se poate atinge de el. De aceea spunea Pavel, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu este cel care face să crească. Nu cădeți în deznădejde că nu vor veni mulți. Rugați-vă ca Domnul să vă dea putere să trăiți ca niște copii al lui Dumnezeu și Domnul să se atingă de inimile celor din satul acesta. Eu mă bucur că aici se va ridica o biserică. Aveți credință și nădejde că Dumnezeu umple biserica. Aleluia. Pentru că El poate. Amin. El schimbă inimi, El schimbă vieți și El poate să facă aici să existe oameni ai împărăției lui Dumnezeu. Amin. Pentru că în cuvântul Lui există putere de mântuire. Amin. Există putere de transformare. Și aș vrea ca în încheiere să vă spun ceea ce spunea Petru. Dacă vă uitați în 2 Petru, cuvântul Domnului, în capitolul 1, versetul 5, spune așa. De aceea, ascultați ce ne spune nouă care suntem copiii lui Dumnezeu. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Cu evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Domnul să vedea aceste lucruri tuturor. Amin.